Și să ieșim la atac de râme. La adunat de râme. Chisea e că se sperie la lumină. Deci când ai dat cu lumina pe ele, pus lanterna în cap, se sperie la lumină. Să-mi iau căretuța. Să dau lumina. E slabă. Deci pot să spun că sunt, nu știu dacă vă pot arăta cu telefonul, se sperie foarte repede la lumină. Sunt zeci, cred că sunt sute. Cum mă voi apropia cu lumina mai aproape, vor intra imediat. Ia uite-l. Uite, dacă dau cu lumina, deci așa să fac un test, să vezi cum se bagă. Imediat. Am leone, prinde o grămadă, doar vi le-am arătat așa, uite cum intră. E plin el, uite. E plin. O să ne apucăm de treabă. Dacă tu stătuși, pe tine te iau. Nu știu cum o să filmez, dar chiar n-am cum să filmez. Și sunt o grămadă. Uite câte sunt. O să vă arăt rezultatul, că n-am cum să filmez și pierd o grămadă de râme. Am strâns ceva. Ia să vedeți încă câte sunt. Câteodată parcă nu m-am putut abține să mai iau, dar n-apuc. N-apuc să le filmez, uite, acolo. Intră. Acolo e una. Uite. Două sunt. Îs pline, sute, ia uite cum se duc. Lumina se bagă imediat. Pac. Nu pot să ajung la aia. Uite câte sunt aici, uite. Uite așa lipite, așa le pot lua imediat. Așa lipite. Uite câte sunt. E plin. Dar nu mai. Astea pot să le iau liniștit. Uite, se duseră și ăștia. Ei mi-ajunge pentru steaga asta. Oricum și înapoi. Înapoi eu ieșire deschidată. Uite. Aș fi umplut. Uite, deja ce ieși și înapoi. Uite. Înapoi unde, pe unde fost ai. Uite. Asta ieșise de tot, uite. Nu o las. Că trebuie să o scot. E plin. Uite una mare, iar la fel. Uite, era deja scoasă. Deja ieșită. Sincer, când le vezi, nu te poți abține să nu... Uite și aici. Uite câte sunt. Uite la fel asta. Uite. Și o luai. Era ieșită toată. Uite încă una. Hai da. Hai. Trebuie să iau pe asta. Sincer, nu te poți abține să nu le prinzi. Uite câte sunt. E plin. Mai luai una? Sunt foarte multe. Dar... Uite. Ia să vedem. Recolta. Stai să aprinde cum mai tare. La usăi mai încet. Am avut zile și mai bune. Deci am luat și mai multe, dar chiar mă săturai. Mai am oricum, vă arăt și vouă.
Deci ai putea să iei, dacă aveți chef de stat și vă țineți spatele, să adun după ele, poți să iei sute, sute. Haideți că o să mergem și o vă arăt pe unde unele țin. Ce că spun că văstu aici? Aici le țin, aici am jumele de băligar. Așa le am de un an de zile, le dau mâncare, tratament, mâncare, tot ce e nevoie. Așa le-am pus să se adăpostească ele. Aici le am pe care le-am strâns până acum. Uite-le. Așa. Și le adăugăm și pe ăștia. Așa. Nu știu ce fuc cu aia pe mâner acolo. Chiar nu-mi place. Și nu le-am întâlnit până acum. Le mai ajut pe ăștia un pic să le împun peste. Deși o să se bage ele. Chiar nu știu ce fuc cu aia acolo ieșită. E prima dată când văd una ieșită afară. Dar se pare că încă sunt celelalte aici. Și aici le sunt. Ăștia de bălegar. N-am mai umblat de mult la ele. Cred că am vreo două luni de zile. Le-am băgat coș de ou. Cartoane de ouă. Carton. Cartofi. Nu să vedem așa. Vedem vreo mișcare, uite, e una acolo. Să văd, n-am mai umblat de mult. Aici, sunt băgate jos. Nu e, nu trebuie să umbli la ele toată ziua, bună ziua. Că fac cum. Uite, deja puietul, uite. Deci mereu fac pui. Bun, o să le ieși liniștite. Cam asta a fost. Dragi pescari, cam asta a fost în seara asta. Deci dacă aveți chef, băgați-vă, ieșiți acum afară și luați la răme. Vă salut, mulțumesc de vizionare și dacă vreți să mă ajutați pentru dezvoltarea canalului meu, abonați-vă. La revedere!